putem să punem. Aoleu, ora 7 și noi încă suntem aici. Este duminică, am decis astăzi, ca de obicei, să ne petrecem timpul în aer liber și suntem undeva lângă lacul Como. Este o locație specială, aici am venit pentru prima dată în calitate de make-up artist alături de o echipă grozavă. Să facem niște fotografii. Sper microfonul să funcționeze, dar nu mai facem și nu mai putem să facem niciun test de sunet pentru că, după cum vă spuneam, suntem în natură și de fapt chiar n-am avut de gând și nicio intenție de a face vreun filmat, dar ca de obicei repet a nu știu câta oară că toate videourile care sunt făcute până acum, majoritatea sunt spontane, ca și cel de acum. Mai exact, de ce am decis pe ultima 100 de metri să înregistrez acest video? Mie îmi place să colectez amintiri, dar haideți să trecem repede în subiectul cheie care mi-a venit astăzi ca și idee să vă vorbesc despre. În timp ce făceam niște poze pe care cu siguranță o să le vedeți pe blogul meu și care vă recunosc că îmi sunt foarte dragi, m-am gândit la un look puțin mai particular de acele lucruri pe care eu sunt obișnuită să le port și, după cum vedeți, am părul prins într-o coadă, port o șapcă, am niște ochelari, am decis să-i port în toată înregistrarea aceasta video pentru că vreau să fie mai originală decât celelalte în care apar în diferite lucruri și așa mai departe. Vă spuneam că mi-a venit această idee să vă vorbesc despre pasiunea mea pentru că mă găsesc în această locație, de fapt, în calitate chiar și de fotograf. Astăzi am făcut niște fotografii, deci nu pot să zic că sunt propria mea modelă, da? Am gestionat eu partea de mood, de look și așa mai departe, dar m-am ocupat și, bineînțeles, de impostarea aparatului de fotografiat în manual. Și atunci, pentru că doar așa majoritatea fotografiilor mele sunt realizate în manual. Și din acest motiv am spus totuși că ar fi o oportunitate și ocazie grozavă să vă spun în câteva cuvinte ce înseamnă mai exact pentru mine fotografia, când a început toată această mare dragoste și toată aceasta, cum să vă spun, minunăție de lucruri care putea să mi se întâmple. Pentru că, de fapt, asta îmi și doresc, să colecționez amintiri spontane, naturale și fără prea multă sofistecăreală și nebunie. Așa că, după ce am vorbit 20 de minute, glumesc, da, 10 sigur, despre cum și ce simt eu pentru fotografie și cum s-a ajuns să înregistrez acest video, atunci trec direct la subiect și mai exact. Ce a însemnat pentru mine fotografia când m-am îndrăgostit pentru prima dată de această artă, pentru că pentru mine este o artă și cât timp îmi ia, care a fost percursul meu, să spun, fie de cursuri, fie de, nu știu, de timp, ce mi implică, etc., etc. Cred că prima dată când a fost să-mi iau un aparat de fotografiat se întâmpla acum 8 ani de zile. Eram într-o vacanță pe o insulă exotică, mai exact în Caraibe. Acolo erau majoritatea articolelor, să spun, de fotografiat, telefoane, articole de ce electronice, electrice, etc., etc. Erau mult mai ieftine decât în Europa. Și acolo, cu niște bănuți pe care i-am pus deoparte, am decis să-mi cumpăr un aparat de fotografiat și alesesem una dintre cele mai bune, să spunem, pentru un începător pe vremea aceea. La ora actuală mai am acel aparat și încă pot să spun că mi-a adus foarte mari satisfacții și foarte multe amintiri, pentru că l-am folosit la evenimente, la întâlniri cu prietenii, la zile de naștere, în locuri în care nu aveam perfectă lumină. Pe vremea aceea nici nu știam să fac fotografii în manual. Deci, acela a fost primul meu aparat de fotografiat. Ulterior, bineînțeles, am încercat să înțeleg mai bine fotografia, fie din punct de vedere a regulilor care există, dar și a ce înseamnă mai exact. Și am decis să fac un curs pe care l-am urmărit, adică l-am
făcut prin intermediul unui magazin din Milano care se cheamă FGF și acolo ei au avut un profesionist cu care am luat câteva ore, cred că a fost aproximativ 10 ore, în care mi s-a explicat o grămadă de reguli, ce înseamnă să fac fotografii în manual, ce înseamnă triunghiul expunerii, ce înseamnă regula treimilor, etc., etc. A fost o altă lume pentru mine care s-a deschis și de atunci pot să vă spun că viața mea s-a schimbat. Așa, și vă spuneam că nu te speria, nu e nevoie să închizi, chiar dacă mă mâncăți în țari, este ok. Da, acela a fost primul meu aparat, era un aparat și de fapt este un aparat pentru că încă l-am și nici unul dintre aparatele mele pe care le-am cumpărat în trecut nu vor fi vândute, vor rămâne forever. Cred cu mine, dacă nu o să decid cumva să le fac cadou unui prieten, unei prietene sau unui membru al familiei. Dar până atunci, deocamdată rămân cu mine. După care, ulterior, bineînțeles, cunoscând mai bine, mult mai bine ce înseamnă încă a face fotografii în manual, am decis să iau alte obiective, pentru că nu mă satisfăceau acele pe care deja le-am folosit și îmi trebuia, spre exemplu, un obiectiv fix, un obiectiv mai luminos, un obiectiv care să îmi ofere tot timpul o altă perspectivă, un alt rezultat pe care deja eu nu-l mai aveam cu cele cu care eram obișnuită. Al treilea aparat de fotografiat pe care eu mi l-am achiziționat este Sony 6300. Recunosc că nu mai mi-aduc aminte cu ce obiectiv a venit încorporat, cred că era 16-24, ceva de genul acesta, însă acel obiectiv cu care a venit, nu știu ce s-a întâmplat, că l-am găsit în geantă, de fapt era spart. Să spun să îmi cumpăr ulterior un obiectiv care să îl înlocuiască. Și am ales, eram încă începătoare, am ales un obiectiv fix, 55 mm și cu o diafragmă 1,8. L-am ales pentru că, din câte știu, adică din câte știam pe vremea aceea, să fotografiez cu obiectivele fixe este mult mai dificil și cum mie îmi place să mă pun în discuție, adică să mă pun la niște lucruri mai complicate decât cele simple, am spus totuși că pot să încerc chestia asta. Cu acest obiectiv, cu siguranță voi obține rezultatele pe care mi le doresc. Așa a și fost, mai ales că este mică, compactă, este foarte ușor de purtat în geantă, să zic, fie când merg la evenimente, nu doresc să duc cu mine un alt aparat cu care acum eu înregistrez, care este mai mare, atunci pot să-l iau pe acesta, mai ales dacă trebuie să ajung în locuri în care lumina eu nu pot să o decid. Am și un flash încorporat, aici micuț, foarte drăguț și pot să duc acasă sau pot să duc acasă niște amintiri și niște momente foarte frumoase, pentru că n-am probleme nici de lumină, nici de claritate, deci e super ok. Așa că acest aparat a fost alegerea mea pentru acele momente când trebuie să călătoresc, nu pot să iau celelalte aparate cu mine și îl iau pe acesta. Deci m-a satisfăcut pe o lungă perioadă de timp. Însă, bineînțeles că avansând, să spunem, în tot ce înseamnă cunoștințele acestea, pentru că în fiecare zi există articole, există tutoriale, există experiență, există multă practică și vedem că totuși mai este ceva care vreau să obțin, mai este un rezultat pe care vreau să îl am, etc., etc. Motiv pentru care, ce să vă zic, am trecut și la Sony A4, care iară, aici vorbim de un aparat mai performant, cu un număr de pixeli super elevați și care, ce să zic, este top pentru mine momentan, din tot ce am avut până acum, dar chiar pe mine m-a făcut să cred până acum că este cea mai potrivită alegere în ceea ce înseamnă folosirea lui pentru
obținerea unor fotografii superbe pentru înregistrare video, deși mai am multe de învățat. Săptămâna viitoare, miercuri, o să am o întâlnire cu unul dintre experții de la Sony, care mă va ajuta să înțeleg mai exact meniul filmării, pentru că la acest lucru mai am mult de învățat. Mulțumesc, chiar îmi trebuie puțină apă, da, pentru că am mâncat ceva gustos. Mulțumesc! Ok. Se mai vede? Da, așa cum vă spuneam, că pasiunea aceasta pentru fotografie m-a dus să fac niște investiții, fie financiare, fie la nivel de timp, să spun. Pentru că atunci când înveți, fie pe propria căutare, prin propriile studii și așa mai departe, acest lucru îl faci în fiecare zi, chiar dacă eu, pe lângă aceste căutări, am făcut, deci, un curs bază de fotografie acum 8 ani de zile. Ulterior, undeva în urmă cu 2 ani de zile, am început un curs bază, un curs bazic de fotografie, care a avut, cred că, în jur de 10 ore, undeva imediat după o lună. După ce l-am terminat, m-am apucat și de cursul de fotografie avansat. Acolo, la acel curs, am înțeles mult mai multe lucruri, la cursul avansat, de fapt, am înțeles altcumva fotografia. Am înțeles nu partea neapărat teoretică, cât și partea artistică și fiecare fotograf se poate exprima în modul lui unic și în modul lui, în puține cuvinte. Pentru mine a însemnat mult acele cursuri. După care, ce pot să mai spun, în următoarele zile, că acești țânțari m-au zăpăcit, este ok, mulțumesc, încerc să rezist, m-am înscris și la un curs de video editing. Mai exact, unde am învățat cum să editez un video în Final Cut, să folosesc acest software. Însă, înainte de fapt de a face acest lucru, era mai bine dacă aș fi făcut un curs video de cum să realizez aceste înregistrări video, care sunt regulile, dacă există, nu știu, sunt și formatele video, sunt de mai multe feluri, adică lucrurile acestea eu la început nu le cunoșteam și oarecum m-am apucat de înregistrat înainte să cunosc aceste lucruri, iar acum după ce înregistrez mă lovesc de ele și practic îmi dau seama că am mult mai multe lucruri de învățat decât aș fi crezut. Așa că această pasiune îmi ocupă timpul, inima și toată atenția. Sunt foarte fericită că am descoperit această pasiune, pentru că viața mea s-a schimbat la 360 de grade. Nu mai există, în primul rând, timp liber, nu mai există, să spun așa, bani pe care dorești cumva să-i cheltuiești pe alte chestii, pentru că te gândești, stai că mai vreau asta, stai că mai vreau un obiectiv, stai că mai îmi trebuie o cartelă SD, stai că mai îmi trebuie, spre exemplu, un Ronin-S. Și pentru acesta am alergat cam prin toată Italia, pentru că pe vremea aceea, când eu îl căutam, cred că îl am de aproape un an jumate, nu prea se mai găsea în Italia și a trebuit să alerg undeva prin unele orașe de aici să îl găsesc, pentru că îl vroiam neapărat ca să pot să fac exercițiu cu el, vroiam neapărat să fac practică. Așa că ce vreau să vă spun este că această pasiune pe care o am și are ceva ani de când există în viața mea, îmi ocupă foarte mult timp, îmi ocupă foarte multă atenție, însă este ceva care îmi dă foarte mare satisfacție. Cam atât. Cred că cel mai bine a fost să vă vorbesc într-un video decât să fi scris un articol, pentru că cu un video pot spune mai multe decât pot să spun într-un singur articol. Motiv pentru care
Ce să vă spun? Acestea sunt câteva lucruri pe care am putut să vi le spun într-un mod spontan, rapid, oarecum. Și dacă pe viitor o să aveți mai multe curiozități, dacă doriți să știți mai multe lucruri, mai în profunzime, eu pot să fac acest lucru. Însă, repet, acest video este un video spontan, un video după ce am realizat câteva fotografii deosebite și am spus că da, ar fi ok ca aceste fotografii să compună un articol alături de câteva cuvinte unde eu spun ce este treaba asta sau care este treaba asta cu fotografiile. Și așa, dacă eu filmez, o să fie mult mai ușor să și vorbesc, pentru că în scris, nene, mă iau viață, stau 4 zile, stai că nu e ok, stai că am mai uitat ceva. Așa, un video spontan, fără nicio perdea, fără nimic, așa real și sincer. Cam asta este treaba cu pasiunea mea. Oricum, vă spun, o să vedeți în fotografii, am un rucsac foarte mare și de câte ori călătoresc cu acel rucsac, tot timpul este plin de aproape 14 kg, exclusiv cu aceste chestii, chestiuțe, cabluri, obiective, căpăcele. Numai ăsta cântărește vreo 3 kg, cred că singurel. Plus, mă rog, baterii, dubluri, memorii externe. Așa că o să vedeți cam ce înseamnă de fapt un rucsac pentru o fată care are această pasiune, dar credeți-mă, pe cât este de greu, pe atât este de satisfăcător. Oricât de greu ar fi și dacă ar fi acest rucsac să-l duc kilometri, niciodată nu o să mă deranjeze, pentru că este ceva care oferă recompensă. Oferă recompensă, în primul rând, la nivel de suflet, pentru că trăiești mai cu emoție, nu știu, fiecare, probabil că dacă oricine ar avea o pasiune, fie pictura, fie, nu știu, mașinile, fie colecționatul unor cărți, nu știu, make-up, fashion, orice, bucătăria, gătitul, sportul, apropo că și această pasiune. Și această pasiune face parte dintre alte pasiuni pe care le am și așa mai departe. Da, gata, eu zic că pe astăzi este mai mult decât suficient. Repet, dacă o să fie nevoie și dacă o să doriți să mai vorbesc despre acest subiect, pentru că este chiar un subiect infinit momentan pentru mine. Eu o să mă pregătesc mai bine decât am făcut-o acum, pentru că, după cum încă vă repet, este un video spontan. Ok, acestea fiind spuse, se înserează, mă pregătesc să mă duc în orășelul din apropiere, pentru că este 7:30, da, aproape 7:30 și îmi doresc să fac câțiva pași, pentru că atât cât am putut să văd până acum arată grozav acest oraș. Mi se pare că este micuț, are oarecum o oarecare vechime și se poate vizita așa, pur și simplu luat pas la pas, să spunem. Bine, dragii mei, sper că v-a plăcut acest video, sper să vă fie cât de cât de folos, sper cu această ocazie să mă cunoașteți puțin mai bine decât ați reușit să o faceți până acum și da, vă salut și până data viitoare la un nou video spontan, să aveți grijă de voi, să fiți iubiți, să fiți fericiți și sănătoși. Aveți grijă, toate cele bune! Pupici! Ciao! No, hai să mergem, dragă, că ne ajunge pe ziua de azi, că tare a muncit și duminica să muncește. Da, da. Aoleu.